Sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Vine a fost plină de liceeni giurgiuveni care au organizat o manifestare artistică în cadrul Zilelor Educației Naționale. Cuvântul de deschidere l-a avut inspectorul școlar general, care pe toată durata acestei săptămâni a fost în rândul elevilor la mai toate acțiunile. Am ajuns la sfârșitul Zilelor Educației Naționale, o manifestare care s-a întins pe parcursul a 5 zile, în care școlile din Giurgiu și-au prezentat oferta pentru anul școlar 2015-2016. Mulțumim pentru efort, pentru că nu a fost simplu, nu a fost deloc ușor să stai de dimineață până seara să prezinți oferta. Rând pe rând, pe scenă a urcat apoi eleva liceelor giurgiuvene cu momente artistice diferite și aplaudate de colegi și dascăli. Spectacolul liceenilor, găzduit de Casa de Cultură, a fost ultima manifestare organizată în cadrul Zilelor Educației Naționale. Pe parcursul acestei săptămâni, toate liceele din Giurgiu s-au aflat într-o competiție de prezentare a ofertelor educaționale cu scopul de a atrage cât mai mulți elevi din ultimul an gimnazial.